Premieră istorică pentru Statele Unite, Donald Trump a fost pus sub acuzare în dosarul ce vizează presupusul său rol într-o schemă de plată în bani către starul de filme pentru adulți Stormy Daniels în campania electorală din 2016. Este pentru prima dată în istoria Americii când un actual sau fost președinte se confruntă cu acuzații penale. Planurile fostului președinte american de a depune o nouă candidatură pentru alegerile prezidențiale anul viitor ar putea fi dată peste cap de acuzațiile aduse de juriul din Manhattan. Cu toate acestea, Trump a declarat în urmă cu aproximativ o săptămână că va continua campania pentru nominalizarea Partidului Republican, chiar dacă va fi acuzat de o infracțiune, ceea ce s-a și întâmplat. Donald Trump este acuzat, printre altele, că ar fi încercat să cumpere tăcerea unui star de film pentru adulți în legătură cu relația amoroasă dintre cei doi. În 2016, actrița Stormy Daniels a contactat mai multe publicații media, oferindu-le să le vândă versiunea proprie a relației sale amoroase cu Donald Trump din 2006. În acest sens, avocatul fostului președinte american, Michael Cohen, a plătit-o cu $130.000 pe actriță pentru a stopa întregul conflict. Acest lucru nu este ilegal, însă când Trump l-a rambursat pe Cohen, în evidență apare că plata ar fi fost făcută pentru a acoperi cheltuieli legale. În acest fel, procurorii îl acuză pe fostul președinte de fals în acte. În urma acuzațiilor, echipa electorală a fostului președinte american a negat vehement acuzațiile. Aceasta nu este o inculpare pentru o infracțiune, nu există nicio infracțiune. În schimb, această veste reprezintă inculparea unei națiuni eșuate. Președintele Trump promite încheierea pașnică a războiului din Ucraina, destructurarea statului paralel și plasarea Americii pe primul loc. Elitele politice și cercurile de putere au transformat în armă sfera structurilor guvernamentale pentru a încerca să îl oprească. Vor eșua. Legile statului New York interzic companiilor să clasifice greșit natura cheltuielilor, cum ar fi, teoretic, să numească transferul banilor către Cohen pentru plata lui Daniels cheltuieli legale. Încălcarea acestei legi poate duce la o acuzație de contravenție, dar aceasta poate fi considerată o infracțiune dacă denaturarea este făcută pentru a acoperi o altă infracțiune.